Bun găsit copii dragi! Vă voi citi acum povestea Cum au fugit odată jucăriile de la un copil de Nina Stânculescu. În noaptea aceea, o rază de lună se furișă pe fereastră în camera lui Petrișor și lumină o grămadă de jucării înghesuite. O cutie de creioane colorate, un ursuleț de pâslă, o carte de povești, o mince albastră și de îndată ce le atinse raza lunii, jucăriile se porniră să se miște. Cutia de creioane colorate se deschise fără veste și creioanele căzură unele peste altele în spinarea ursulețului. Ursulețul sări ca ars. Aoleu, ce asta mă omoară! Și se înghesui mai tare în cartea de povești care îl certă cu glasul pe jumătate adormit. Ia vezi, mi-a îndoit toate filele și așa sunt destul de ruptă și de măzgălită. Și se propti de mingea albastră, care o luă la goană rostogolindu-se pe podea către capătul celălalt al camerei. Ursulețul răspunse supărat cărții de povești. Ce cauți aici? Ar trebui să fii pe raft." Apoi, fără să mai aștepte, se răstică cutia de creioane colorate. Iar tu ai putea să ți ții creioanele mai bine. N-ai capac? Am avut, se plânse cutia de creioane colorate, dar Petrișor mi l-a rupt. Și pe mine, ia uitați în ce stare m-a dus. se jelui cartea de povești Răsfirându-și dinaintea celorlalți foile ferfeniță acoperite de desene pocite în toate culorile. A, aveți dreptate, mormăi ursulețul, scuturându-și blana roasă. Mie parcă nu mi-a rupt o labă. E și oftă și el de mai mare jalea. Vedeți, nu, cum ne a vârlit acum aici, unele peste altele, of. Mingea albastră, de mare supărare, se legăna când într-o parte, când în alta pe podea. Cu mine dă în toate geamurile. Într-o zi, am să mă sparg. Da, da, am să mă sparg de tot. Ce mai, mărmăi ursulețul, ridicându-se drept în picioare, eu nu mai stau aici plec! Unde pleci?" se speriară celelalte jucării. Mă duc la magazinul de unde am venit." Vorbi el apăsat. Ce nou și îngrijit eram acolo. Poate am să găsesc alt copil care să mă ia cu el și are să se poarte frumos cu mine. <gâng> poate o să-mi dragă și laba ruptă." Stai că vin și eu." Striga atunci cutia de creioane colorate: Să-mi strâng doar creioanele împrăștiate și o iau din loc. Nici eu nu mai stau aici, vin cu voi! Vorbi hotărâtă cartea de povești, tremurându-și paginile de atâta supărare. Iar mingea albastră se învârti în loc să-și facă vânt spre fereastră. Și eu, și eu! Să ne grăbim! le spuse atunci ursulețul, să ne grăbim până nu se stinge raza de lună. Și ajutându-se una pe alta, jucăriile se suiră pe fereastră și se făcură nevăzute, iar raza lunii pieri din pervaz și din cameră și porni cu ele. Călătoriră mult pe străzile adormite, pe sub lămpile aprinse, pe unde nu trecea nici țipenie de om le zări doar dintr-o curte un cățel lățos, care de minunare uită să le mai latre. Într-un târziu, când în zare mijiră zorii și raza lunii pălii, ajunseră obosite în pragul magazinului din centrul orașului. Și cum dispăru raza asfințind, adormiră și ele cu toate iar unele lângă altele. Și așa se face că dimineață, când veniră vânzătorii să deschidă magazinul, le găsirea acolo. Vânzătorul de la raionul de jucării le lua în mână minunându-se. Ce-o fi cu jucăriile astea rupte aici? Și ce să fac eu cu ele? Doar aici vindem numai jucării noi, abia ieșite din fabrică." Le-o fi zvârlit vreun copil." Își dădu cu părerea vânzătorul cel tânăr de la articole de sport. – Ia-le înăuntru, spuse și vânzătoarea de la articole de drogherie, poate va veni cineva să le ceară. Trecură câteva zile. Într-o dimineață intră în magazin petrișor de mâna cu mama lui. El o lăsase pe mama să cumpere ce avea ea nevoie în alte părți și a alergă pe dată la raionul cu jucării, cum făceam totdeauna, să vadă jucăriile cele noi. Acolo însă dădu cu ochii pe teșghea, drept în față de cutia lui de creioane colorate, de minge, de ursuleț și de cartea de povești. Numai decât se repezi la ele, explicând vânzătorului. Sunt jucăriile mele, vânzătorul, care tocmai îi întinsese unui băiețel subțire și negricios un iepure de cauciuc, se întoarse către el. Ia, asta stai puțin. Cum vine asta? Dacă sunt ale tale, ce căutau în fața magazinului cu noaptea în cap? Băiețelul cu iepurele se uită dintr-o parte la Petrișor și spuse repede. Poate au fugit de la el iar o fetiță mititică, cu ochii neastâmpărați, adăugă și ea pe un glas plângăreț. Nu vede ce rupte sunt săracele!" Hmm. Asta e, se poartă urât cu ele, se vede cât de colo!" spuse un alt băiețel, rotofei, cu breton, care de-abia aștept prinsese ochii de la mașinuțele și avioanele cu cheie. Petrișor, își lăsă capul în jos și se înroși până peste urechi. Ce spui?" îl întrebă vânzătorul. Cum să ți le dau înapoi? Uită-te și tu cum arată!" Petrișor tăcea mereu cu ochii în pământ. Nici ceilalți copii nu mai spuseră nimic, Privindul mereu cu supărare. Vânzătorul își plimbă ochii de la Petrișor la jucării și iarăși la Petrișor mângâindu-și bărbia pe gânduri. Eu zic că ar trebui să le dăruiesc unui alt copil care știe cum să se poarte cu ele. Nu, nu, se împotrivia atunci Petrișor cu lacrimile și roindu-i pe obraj. Nu le dați altui copil, de acum înainte am să am grijă de ele. Nu mai să vedeți, promit. Ei, copii, ce spuneți? Ce facem cu jucăriile lui Petrișor?" întrebă vânzătorul. Băiețelul subțirel și negricios spuse încet, trăgând ușor de o ureche iepurele de cauciuc. Dacă are să se poarte frumos cu ele de acum înainte?" Și nu le mai rupe!" adăugă mai încet fetița de lângă el. Vânzătorul din spatele teșghelei hotărâ dacă spuneți voi. Și dacă lui Petrișor îi pare rău de felul cum s-a purtat până acum cu jucăriile lui, să îi le dăm înapoi, dar numai pentru o vreme, să vedem cum se va purta cu ele. Dacă se ține de vorbă și are grijă de ele, îi le lăsăm, iar de nu, îi le luăm pentru totdeauna și le dăm altui copil care să le merite. E foarte bine, așa, așa încovințară copii. Iar Petrișor își strânse jucăriile la piept și plecă cu ele fără să se mai uite înapoi. Din ziua aceea am auzit că se poartă tare frumos cu orice jucărie și nici uneia nu i-a mai trecut prin minte să plece de la Petrișor.